Bună ziua tuturor, sunt Arotela. Sunt Arotela cu astăzi, iar fără etalări, mai vorbim și despre alte lucruri importante. Nu de altă, dar ca să învățați unii dintre voi sau să vă confirmă nu știu câte oară că trebuie să luați niște decizii, dar cum le luați? Dragii mei, eu v-am spus de nu știu câte ori de când am început acest canal și asta a fost și intenția. Și v-am spus-o în foarte multe etalări. Nu doresc programarea mentală a nimănui. Din acest motiv, am încercat la fiecare prezentare să vin cu mai multe variante ca să nu vă fixați pe un singur scenariu. Mai ales când vorbim de zodii, de să zic o parte din voi, pentru că voi nu sunteți o zodie. Iar, dar e o altă discuție despre asta. O să vorbim altă dată. Când vorbim despre zodie sau când vă ascultați Soarele, Luna, Venus, ce o fi, fiind o etalare generală, colectivă, chiar și personală, dacă ar fi, printre acele etalări personale, a trebuit de fiecare dată să atrag atenția că scenariul poate fi modificat de voința voastră în concordanță cu voința divină și cu credința în Dumnezeu. Nu știu cât de clar am fost. Încerc să reformulez. Nu luați decizii importante nici după tarot, nici după astrologie. Puneți-vă pe hârtie ca să le vedeți acele lucruri care vă determină să luați o hotărâre. În mod special, aș vrea să vorbim despre separarea sau blocarea unei persoane din viața noastră sau separarea drumurilor. Este foarte important de știut. Nu mi-am ordonat nici de asta dată discursul. Discursul rămâne de văzut cum o să reușesc eu să pun în ordine ideile. Dar multe doamne sunt și domni, dar sunt și foarte multe doamne care toți spun că așteaptă să se întoarcă X sau Y după o pauză, după o tăcere, după o îndepărtare, după o, cum zic, cum aș putea să traduc ghosting? După o, în fine, dispariție spontană din viața lor. Mulți spun că așteaptă această persoană. Alții așteaptă orice persoană. Iar o altă variantă, aproximativ la fel de negativă ca și prima. Dar haideți să vorbim acum despre ce înseamnă să aștepți pe cineva care în mod ți este potrivit. Și în mod special aș vrea să mă adresez creștinilor. Dacă nu credeți în Dumnezeu, este treaba voastră, alegerea voastră, dar chiar și așa, atei fiind sau eu știu cum, ar trebui să conștientizați că sunt semnale că trebuie să vă îndepărtați de o anumită persoană pentru că vă face rău. Și semnalele, dragii mei și dragile mele, ar trebui să le observați de la început. Știu și vorbesc acum nu din cărți, de-aia mi-am făcut acest canal, pentru că nu vreau să vorbesc din cărți, vreau să vorbesc din experiența mea. Și eu de multe ori, cu firea mea tolerantă și empatică și creștină, învățată să mă sacrific până la sânge pentru cine e, pentru persoanele iubite, am întârziat manifestarea multor lucruri frumoase în viața mea din cauza acestui stil. Nu zic că nu sunt empatică în continuare, dar încerc să-mi controlez stările. Nu zic că nu mă sacrific pentru cei care s-au dovedit merituoși, dar până la un punct. Nu zic că nu iubesc pe cei de care m-am separat și pe care i-am iubit cândva. Nu îi urăsc, nu. În continuare am sentimente frumoase față de majoritatea. Dacă mai sunt persoane față de care nu mai am sentimente de dragoste, dar cu siguranță nu mai am ură. Am eventual o indiferență, care și aceea este sănătoasă. Dar, dragile mele,
Învățați să înțelegeți semnele lui Dumnezeu sau semnele Universului care vă îndeamnă să mergeți înainte, într-o direcție pe care, într-adevăr, nu o vedeți, nu o anticipați, dar măcar aveți semnale că pe un anumit drum, sigur, nu vă va fi bine. Și cine nu a ținut cont de semnale pe care le-a primit la un moment dat, căsătorite sau necăsătorite, trăiesc acum o viață de chin. Și nu vă mai întrebați de ce suferiți atât de mult, de ce nu vă iubește Dumnezeu, de ce trebuie să treceți prin ce ați trecut când voi la un anumit timp nu ați luat deciziile care trebuiau luate. Faptul că începeți să conștientizați după foarte mult timp este și acesta un pas. Și sper să vă fie de ajutor în deciziile următoare. Haideți să vorbim acum, pe foarte scurt, că nu vreau să mă lungesc, că deja am făcut niște videoclipuri lungi și nu vreau totuși să vă plictisesc, dar trebuie să vă aduc și eu aminte, cum poate fac și alții, poate într-un mod mai spectaculos, mai glorios, nu țin musai să mă concentrez pe gloria mea prezentă sau viitoare, ci pe lucruri care trebuie să le transmit din experiență. În primul și în primul rând, când vine cineva la voi, în general vorbesc pentru femei, dar repet, e valabil și pentru bărbați, pentru că sunt și bărbați care au fost tratați foarte urât de femei profitoare. Când vine cineva și încearcă să se folosească de ceva, în mod special de corpul vostru, mai ales femeile, vă transformă într-un obiect sexual, în obiectul dorințelor lor și nu încearcă să vă cunoască, să vă înțeleagă, să vă aprecieze, este un semnal. Faptul că este atras de voi sau atrasă de voi, bărbaților, că și voi aveți nevoie de înțelegere, da, avem nevoie de chimie, avem nevoie de atracție fizică între două persoane ca să manifestăm o relație plăcută. Dar dacă se limitează doar la atât, este un semnal. Este un semnal. Pentru că corpul nostru nu este jucăria nimănui. În plus, dacă știți că acel personaj sau acea doamnă, domnișoară, are plăcerea de a experimenta cu mai mulți parteneri, nu neapărat vreodată, nu la asta mă gândesc, de a schimba partenerii sau partenerele, iar este un semnal că puteți să fiți doar o jucărie în mâinile acelui prădător, prădătoare, da? Și ar mai trebui așa, pe foarte scurt să vă spun, cândva o să vă dau și, o să vă și explic, că este foarte important actul sexual. Evident că este important, dar din ce punct de vedere? Al schimbului de energie. Noi prin actul sexual facem un schimb de foarte multe lucruri, de microbi, pe de-o parte, care ne fac rău, dar sunt unii care ne susțin procesul, sistemul imunitar, procesele digestive, în fine, anumite lucruri chiar pentru femeile care urmează o pregătire, să zic, internă pentru femeile care urmează să rămână însărcinate. Dar sunt lucruri prea științifice și complicate. Nu vorbim despre asta. Dar afară de acest schimb de fluide, da, de microbi pozitivi și negativi, în ce sens? Pozitiv ca și efect, da? Și negativ. Acest schimb de plăceri, da, de senzații, mai, pe lângă aceste lucruri, mai venim cu ceva. Mai facem schimb și de karmă. Foarte, foarte mare atenție. Și poate vă întrebați de ce anumite persoane stau singure? De ce, în general, că acum vorbim totuși pe un canal de tarot, sar un pic de la una la alta, dar cred că e necesar, dacă așa simt nevoia să vorbesc, așa o să vorbesc. Ați văzut de atâtea ori că Marea Preoteasă înseamnă însingurare, tăcere, austeritate. Și aceasta tocmai ca să te conectezi la intuiție, la relația ta cu Dumnezeu, cu divinitatea.
Marea preoteasă nu vrăjitoreasă, nu magicianul, nu, 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 nu. Nu magicianul, nu vrăjitoreasă. Vrăjitoreasa se duce cu cine vrea. Marea preoteasă își selectează. Marea preoteasă este un soi de vestală, dacă știți cuvântul ăsta, termenul acesta. O să mai discutăm. Dar de la Marea preoteasă puteți învăța un pic de autocontrol. Și după Marea preoteasă ce urmează? Împărăteasa și împăratul. Și aceștia au control. Și marele preot are control, da? Cam toate următoarele patru cărți reprezintă control. Faptul că împăratul e autoritar nu înseamnă că se duce cu oricine. Împărăteasa, faptul că este generoasă și plină de dragoste, nu înseamnă că se duce cu oricine. Deci, vorbim măcar de aceste primele patru cărți. Nu confundați Marea preoteasă cu vrăjitoreasa, cu magicianul, cu iluzionistul, cu păcăliciul. Nu. Și spun asta ca să înțelegeți că aceste personaje pe care le-ați întâlnit în tarot vă atrag atenția că trebuie să vă oferiți timp pentru voi și să învățați să selectați oamenii din preajma voastră. Deci, cei care vin la voi nu vin doar cu o întâlnire la restaurant, un buchet de flori, o cutie de ciocolată, unii doar atât oferă și apoi sar direct în pat. Alții să zicem că sunt mai generoși și reușesc să vă cucerească. Dar chiar și așa, dacă totul rămâne la nivelul acesta fizic, nu uitați că în afară de acestea mai este în spate o karmă. Karma omului, karma personală a omului și karmele pe care le-a atras la fiecare contact fizic pe care l-a avut cu persoane noi. Cu cât mai multe, cu atât mai multă karmă. Și dacă oamenii respectivi nu sunt suficienți de treji, de conștienți de ceea ce fac, că nu degeaba se zice că e un păcat să te duci cu prea multe persoane, se întâmplă să ai nu doar o relație în viață, se întâmplă să mai ai și două, trei, patru relații. Dar nici să le schimb așa ca și când am amestecat, da? Setul acesta de cărți. Da. Unii așa fac cu relațiile. Exact așa cum facem noi cu cărțile. Hai să vedem alba neagră, care vine, care pleacă, nu contează. Am în buzunar nu știu câte opțiuni, da? Nu. Îi lăsăm pe ei. Nu vreau să discutăm foarte mult, poate cu totul, poate în altă situație. Ideea este, da, am vrut să vă aduc aminte, că la fiecare contact sexual, chiar și cu protecție, dar să zicem la protecție, mai evităm anumite absorpții de energie, dar ele tot există, tot există. Mai ales dacă permiteți acest contact cu persoane dubioase. Dar, repet, o să mai discutăm despre aceste lucruri. Ideea este că dacă acest personaj are un trecut nu prea curat, vă va afecta viitorul. A, da, e atracție. Păi, e da, atractiv, foarte atractiv e și Lucifer. Și Satan când vrea și orice înger de căzut, da? Pot să fie foarte atractivi. Dar asta nu înseamnă că au și intenții pozitive. Mare grijă pe cine permiteți în preajma voastră și mai ales în spațiul vostru sacru. Casă, cameră, corp fizic, interior fizic. Pentru că de la partea fizică, cameră, casă, corp, organe genitale, gură, ce mai vreți voi, se ajunge la spațiul acesta care greu poate fi curățat. În cazul în care cineva vă impurifică, da? Mare grijă. Și sunt convinsă că aveți semnale. Și sunt convinsă că atracția e puternică, dar asta nu înseamnă nu să ai dragoste. În continuare, alt semnal de care ar trebui să țineți cont, că persoana respectivă nu este tocmai benefică vouă.
Un alt uș, că mi-am măzgălit aici pe hârtie, pe o chitanță de la, eu știu ce era, Amanet, nu mi-am Amanet, că nu folosesc eu Amanet, de la Exchange, whatever. Da, a, manipularea. Ce am zis? Da. Manipularea, felul în care sunteți tratați. În primul rând, nici prea multă laudă nu-i bună. Nici felul în care sunteți tratați, dacă sunteți tratați ca și obiecte sexuale sau de consum, de cheltuială, da? Bărbații mai ales, dacă vine o femeie care vrea să folosească banii voștri și acceptă alte servicii, e un semnal. Nu vă mai plângeți, cât ar fi de frumoasă. Cât ar fi de frumoasă. Așa că, mare atenție. Și am spus, mă, și vorba frumoasă, vorba dulce, mult aduce. Nu-i suficient să vă cânte în strună, nici să fie prea cu minte în aparență, nici să vă laude și să vă perie ego. Ideea este ca între doi oameni care vor să aibă o relație de bun simț, să fie o comunicare sinceră. Ok, îmi place cu tare lucru la tine, dar de ce îmi place? Apreciez cu tare lucru din viața ta, dar de ce l-apreciez? Și sărim de la acest capitol manipulare la altul. Of, nu știu dacă l-am trecut pe aici. Nu l-am trecut, dar are legătură. Are legătură. Simțul valorii. Dacă cineva nu vă apreciază, nu din vorbe dulci, ci pur și simplu prin fapte și să vă explice ca să vedeți cum vă vede acel personaj, dacă cineva nu vă apreciază, chiar nu se merită deranjul. Cât ar fi de atractiv? Cât ar fi de atractiv sau de atractivă? Și sunt semnale. Sunt convinsă că toți ați avut și nu ați ținut cont de ele. Și acum majoritatea vă plângeți că sunteți părăsiți, că ce faceți, că cealaltă și cealaltă. Și, în continuare, n-am terminat. Ce mai fi ca și semnal? Dezinteresul. Dezinteresul față de acțiunile voastre. Evident că nu vorbesc să fie o persoană geloasă, nici prea curioasă, dar interesul pentru ceea ce faceți, pentru meseria voastră, pentru problemele voastre, familiare, sufletești, eu știu, temporare, de sănătate, dezinteresul. Dezinteresul de astăzi, dezinteresul de mâine se va manifesta în foarte curând cu un ghosting. Hodrong, trong, brus, nu mai auziți nimic de ei. Ei sau ele. Da? Și atunci simțiți acel dezinteres mult mai intens. Oh, și ce neplăcut e pentru ego. Ego care a sperat, a visat la cine știe ce povești de dragoste, ce pasiune arzătoare. Da? Pasiune frumoasă, sunt de acord. Cui nu-i place? Nu știu. Mie îmi plac oamenii pasionali, dar, da, depinde de om. Depinde de om. Poți să fii un bun creștin, poți să fii un om trea spiritual și să rămâi pasionat. Și când vorbim de pasiune, nu ne referim la actul sexual sau cum vă manifestați în pat, ci la felul în care vă implicați în viața de zi cu zi, ceea ce vreți să faceți și să creați din viața voastră. Și când cineva pleacă, e un semnal, mami, e un semnal că, într-adevăr, nu-i pasă. Și mai puternic semnalul. Dacă îi pasă și pleacă și face niște jocuri mentale, nici acelea nu sunt semnale de ocolit sau de ignorat, mai bine zis. Cu atât mai mult. Și ne întoarcem la manipulare. Care manipularea se poate manifesta în multe feluri. Dezinteresul, am zis. Da? Nu-i pasă? De ce? Continuați. Să vă gândiți la cineva care nu comunică cu voi, nici măcar strictul necesar, nici în mod amical. Da, păi, mai mult. De ce? De ce? Dar evident, nici să comunice într-un fel manipulator, nici așa. Și pentru că ne întoarcem, sunt niște semnale care nu le poți delimita. Eu, cel puțin în acest moment, nu le pot delimita pentru că trec unele între altele, fuzionează. Ne întoarcem la manipulare și ajungem de la manipularele acelea finuțe și elegante de la începutul relației la abuz.
la abuz verbal, mental, ce am mai scris-o pe aici? Că le mai ui și eu, bine le ui, nu. Sexual evident, care ar putea să fie chiar înainte, abuzul sexual, vedeți, de la prima îmbrățișare, primul sărut, cam cum ar putea să se manifeste acel personaj. Oh, da, vă place pasiunea, dar nu confundați pasiunea cu abuzul sexual. Nici experimentările cu dragostea. E tentantă, plăcerea este într-adevăr tentantă. Dar pentru un moment de plăcere s-ar putea să suferiți mult timp. Și atunci mă întreb de ce veniți și întrebați de X, de Y, mai vine, nu mai vine, vai, dar ce bine a fost și cum de s-a terminat brusc. Sau alții spun, altele doamne spun că au fost agresate sexual, verbal, mental, da? De partenerilor, de soți, ani de zile. Și vă plângeți, vai, ce destin greu mi-a dat Dumnezeu. Oare vi l-a dat Dumnezeu sau vi l-ați luat singuri, singure? Pentru că eu sunt convinsă că Dumnezeu v-a dat semnele de la început și nu ați luat decizia corectă. Decizie pe care mulți o luați din frică de singurătate și mai devreme sau mai târziu personajul pleacă și vă lasă singure sau singuri, deci tot acolo ajungeți, din frică cumva că rămâneți necăsătoriți și necăsătorite, o frică peste care trebuie să treceți pentru că trebuie să aveți răbdare să vă găsiți partenerul potrivit, iar frica că, eu știu, zice ceva societatea, că vi s-a impus. Nu, aici este provocarea fiecăruia să treacă peste niște obstacole speciale pe care fiecare le întâlnește în calea sa. Că sunt religioase, că sunt de societate, că sunt financiare, da? Iar aud că stăm în aceeași casă, dar nu avem o relație. Măi, ce asta? Ce asta? Asumați-vă deciziile. Când aveți atâtea semnale, luați deciziile. Dacă vă compromiteți posibilitățile, oportunitățile, direcția, misiunea în viață doar pentru niște nevoi financiare, asta înseamnă că nu aveți încredere în Dumnezeu. Da, e greu să fiți singuri. Știu cum e. Repet, nu vorbesc din cărți, vorbesc din experiență personală. Știu cum e. Dar știu cum e și să te ridici. Tot singur, de fapt singur, singur prin Dumnezeu. Și cum vine după un timp, prima oportunitate, a doua, a treia, da? Și încep și renaști, nu doar în interior. Bine, la început începe prin renaștere interioară și apoi vin și oportunitățile în plan fizic. Dar iar e un alt capitol. Alt semnal că trebuie să blocați o persoană sau să vă separați drumurile. Ar mai fi trădarea. Da, trădarea. Când soțul sau soția, prietenul, prietena, vă trădează, este clar că nu vă iubește. Este clar că sunteți un obiect al egoului, da? Nevoie fizică, materială, adică financiară vreau să zic, și aia tot fizică e, da? Faptul că v-a trădat nu-i pasă, nu reprezentați o valoare pentru acel personaj. Și atunci de ce să-l așteptați înapoi? Că trebuie să iertați. Iertați în timp, că nimeni nu o să poată să ierte într-o zi sau două asemenea lucruri. Nu, nimeni. Și absurd să credem că, oh, da, gata, l-am iertat, îi trimit lumină, se ducă în pace și l-am iertat. Dar îl aștept peste o săptămână pe la mine, că mi-e greu să fiu singură și mi-e dor de el. Nu. Ierți acest personaj și dacă vrei, te rogi ca acel personaj să conștientizeze păcatul pe care l-a făcut, greșeala, să zic, tot una e, doar că păcatul sună mai grav și este grav. Și vă rugați să conștientizeze și să aibă puterea să aleagă schimbarea, pentru că voi puteți să stați în cap și personajul să nu se schimbe în veci. Puteți să iertați la infinit și personajul să nu se schimbe în veci. Asta e ideea, să nu iertați la infinit. Sau dacă iertați, nu acceptați întoarcerea unui personaj de genul acesta neschimbat.
Și repet, schimbarea vine în timp, într-un an, doi, trei, când poate și voi v-ați vindecat de acea rană, de acea trădare, ați iertat ca lumea, dar iertarea asta începe să se manifeste dacă la un moment dat a fost ca o sămânță, a crescut ca o floare, ca un pom, da? Și a crescut în voi, începe să radiați, adică nu vă mai afectează, nu? Vine după un timp, conștient, curățat de karmele pe care le-a adunat în aventurile prin care a fost. Pentru că, într-adevăr, poți să-ți cureți karma. Se fac eliberări, se fac curățări energetice intense, sau le puteți repeta în fiecare zi, cei care conștientizați o stare nu tocmai potrivită pentru un om care vrea să-și schimbe destinul. Deci nu înseamnă că dacă ai făcut o eliberare, gata, te-ai eliberat de karma. Nu. Trebuie să lucrezi mult, zilnic, zilnic, ani de zile, ani de zile. Și vindecarea la fel, ține ani. Și renașterea, tot în ani de zile, se manifestă. Am vorbit de trădare. Ar mai fi alt semnal, că poate nu v-a trădat. Dar mai sunt alte semnale subtile. Lipsa creșterii spirituale, intelectuale, profesionale. Hai să nu vorbim acum de spirituale. Intelectuale și profesionale. În momentul în care stați lângă și e valabil și pentru prieteni, nu vorbesc doar de relații, nu. Vorbesc de prieteni amici, oamenii cu care vă petreceți serile la jocuri, la, eu știu ce, întruniri de cartier. Când aceștia vorbesc doar cu aia în gură, da? Sau vorbesc lucruri care efectiv nu vă construiesc, nu vă inspiră decât violență și decădere zilnică. Când stați în asemenea mediu, amical, e un semnal că trebuie să vă îndepărtați și să vă căutați calea voastră, legenda voastră personală despre care o să vorbesc cândva. Și am spus că e valabil în mediul familial și în familie. Poți să fii într-o familie în care nu crești, pentru că n-ai cum. Pentru că dacă părinții n-au citit în viața lor o carte, asta e, trebuie să mergi în altă parte să scriezi tu destinul tău. Nu zic adică să te întorci împotriva lor, dar dacă vrei să crești, că de fapt asta înseamnă creștere, casa nouă a lui Jupiter, a săgetătorului, a călătoriilor. Și a peștilor, călătorii peste ocean sau cu gândul sau astrale, bine, discutăm altădată. Dar am spus că aceste lucruri nu se manifestă doar în relații amoroase, doar în relație soț-soție, ci și în relația frate, soră, mamă, tată, amici, colegi. Dacă n-ai creștere la locul de muncă, devii un robot, e un semnal că trebuie să lași acel job. Dacă șeful, șefa, colegii se poartă, cum am spus mai devreme, e un semnal că trebuie să lăsați acel job. Vă îndepărtați de voi. Și aici revin, sau nu revin, continui cu ultimul semnal. Ultimul care nu înseamnă mai puțin important, poate chiar printre cele mai importante, îndepărtarea de Dumnezeu și de voi înși vă. Da, nu trebuie să treceți prin toate, dar dacă stați într-un mediu sau în preajma unei persoane care, prin acele practici sau, eu știu, prin ce alte practici, vă îndepărtează de Dumnezeu, vă îndepărtează de voi, de creșterea voastră spirituală, este un semnal. Dar, dragii mei, nu vine niciodată un semnal doar. Vin multe. Și aș mai adăuga, acum chiar dacă nu le-am pus pe listă, tot din experiență, visele. Visele. Slavă Domnului că am fost avertizată de multe ori. Dar am spus, de multe ori nu. Am zis, mă, poate exagerez, poate sunt eu prea rănită și ar trebui să fiu, să manifest vindecare și deschidere. Știți cum e? Intuiția e intuiție, vocea lui Dumnezeu vorbește și prin ce am spus mai devreme, dar mai ales în vise. Mi s-a întâmplat să am vise despre anumite persoane
cu care vreau să am o relație chiar interesant, profesională și spirituală. Vreau să descoper o anumită direcție spirituală alături de cineva. Și foarte interesant că mi se puneau diferite blocaje în calea acestei comunicări și cum s-a făcut că n-am putut să particip la acel curs, să intru în acel grup de cursanți. Cum s-a făcut? Probabil că așa a fost voia lui Dumnezeu să nu studiez acel curs. M-ar fi îndepărtat mai mult de el. Dar cel mai important este că am avut un vis teribil, teribil, teribil. Și zic, mă, hai că poate exagerez. Dar la o lună am mai avut un semnal, la 2 luni alt semnal, 3 luni alt semnal și tot așa, un an de zile am fost avertizată de fiecare dată. Ba cu dezinteresul, ba cu șantajul, dacă vii la curs, dacă nu știu ce, vii la așa, dacă nu știu ce, da? Sunt o grămadă de semnale. Nu zic că trebuie să fii tenace, dar când se combină genul ăsta de semnale, fiți atenți. Fiți atenți și blocați calea respectivă, blocați anumite persoane și nu mai așteptați. Concentrați-vă, în primul rând, pe iertare și concentrați-vă pe vindecarea voastră. Și după un timp veți vedea că veți primi semnale către ce direcție să vă orientați. Către ce direcție. Evident că nu e bine să luați decizii atunci, în momentul în care vă separați, pentru că sunteți un pic bruiați de toată energia respectivă. Doriți, vă e dor. Ah, nu m-a căruțit de dor. Am încărunțit de probleme, nu neapărat de dor și nu pot nici să mă vopsesc toată ziua, mai protejez și eu părul, dar am încercănat că am stat noaptea și m-am gândit la el. De ce nu m-a sunat? Nu zic, acum fac un pic de haz de necaz, dar chiar am plâns și eu și chiar am suferit, dar slavă Domnului că e neplăcut să vezi semnalele astea, dar când le știi, ce să mai... E decizia care trebuie luată. Ok, nu mai vorbim, nu te mai caut. Asta ai vrut, asta ai. Pentru că, sincer, și eu am încercat, hai totuși să rămânem amici, că poate persoana respectivă are nevoie de sfatul meu, are nevoie de susținere, chiar dacă nu o să fie o mare dragoste, o iubire pasională, măcar să rămână o prietenie, Venus în Vărsător. Și totuși Venus în Vărsător mă ajută să... nu vrei, pa! După ce luna în Scorpion plânge, se rupe în toate direcțiile, se adună și apoi se ridică Phoenix-ul deasupra suferinței. Se ridică până la cer și mi-aduc aminte că Dumnezeu are o misiune cu mine, așa cum are și cu voi. Sunt o persoană prețioasă în fața lui Dumnezeu, pentru că nu degeaba s-a sacrificat Iisus pentru mine, așa cum s-a sacrificat și pentru voi. Și atât timp cât cred în aceste lucruri, voi avea parte de fericire adevărată în alt context. În alt context. Deci, dragile mele, nu mai așteptați trădători, oameni care v-au manipulat, oameni care vă ignoră. Dacă fac aceste lucruri, trebuie să învețe, să conștientizeze niște lucruri, să se curețe, da, bine, bine, altfel veți fi bruiați de karma. Karmele cu care vine acest personaj sau vin aceste personaje în viața voastră, domn sau doamne, veți fi bruiați de la misiunea voastră personală, pe care unii încep să o manifeste la maturitate tocmai din cauză că nu au ținut cont de niște semnale. Dar să sperăm că această prezentare, ca și multe altele, că sunt convinsă că ați primit semnale nu doar prin această prezentare, nu doar pe acest canal, ci și pe altele, și mai ales, cum am zis, în viața personală. Ce am spus, vă rog frumos, rețineți și fiți atenți. Pentru că da,
Sacrificiul trebuie făcut, dar în anumite direcții și cu anumiți oameni. Dragii mei, Isus nu s-a sacrificat nici pentru preoții care l-au acuzat, nici pentru Pilat. S-a sacrificat pentru cei care au mărturisit în el, care și-au recunoscut păcatele și și-au dorit o viață mai bună. Pentru aceea s-a sacrificat. Deci, nu vă sacrificați pentru oameni care vă vor distruge sufletul, esența și mai ales vă vor îndepărta de Dumnezeu. Dragostea e dragoste, sacrificiul este într-adevăr văzut de Dumnezeu într-un mod special, dar mai presus de tot ce este pe acest pământ, este templul vostru, sufletul vostru. Pe acela trebuie să-l păstrați. Dacă cineva vă cere sacrificiu într-atât încât vă îndepărtați de voi și vă îmbolnăviți și vă afectează trupul fizic, emoțional, spiritual, mental, acela este o irosire de energie. Cred că n-are rost să mai mă lungesc cu vorba. Am încercat să fie... Ah, e mura la ușă, m-a și speriat. Am încercat să fiu mai la obiect. Sper că am reușit și vă rog, gândiți-vă bine. Ce însemnați voi pentru acele personaje? Ce însemnați voi pentru Dumnezeu? Alegeți între acel personaj și Dumnezeu. Și voi înșivă. Iar ce însemnați voi pentru voi? Pentru că foarte puțin se întreabă, de fapt, eu ce însemn pentru mine? Cam atât. Ha, e suficient. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup din suflet.